Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Clash of Clans. Am revenit aici după foarte multă vreme. După cum puteți vedea, am abordat destul de multe garduri aici. Aproape 3 sferturi din garduri sunt deja upgradate. Mai am eu luat pe aici prin Clan Castle pentru că am atacat la War-uri și... am câștigat loot. Dar, după cum puteți vedea, a început Clan War League-ul. Sper că și cel la Clan War League. Dacă nu, puteți să căutați pe YouTube oricând sau să vă interesați pe net, I don't know. Adică nu e... Dacă vreți pe scurt să vă descriu eu, Clan War League-ul este exact ca competitivul de pe CSGO sau ca ranked-ul sau, mă rog, e extrem de important, asta vreau să spun. Sunt 7 war-uri. Când, de exemplu, primul război a început în al doilea, pentru al doilea war era Preparation Day-ul. Acum a început war-ul 2. Este Preparation Day pentru war-ul 3. Adică este o harababură totală, pe scurt. Dar, credeți-mă, nu prea avem șanse. După cum puteți vedea, este aici o bifă roșie, ceea ce înseamnă că am pierdut war-ul. Și pot să dau, dacă vreți să vedeți, și scorul și astea, 34-12 pentru clanul acesta. Adică, uitați numai ce baze avem noi, în general, la clan. Hai să vă arăt așa, ca să vedeți mai ușor. Avem Town Hall 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, bă! Numai Town Hall 7, de la 7 în jos am, bă. Și ăștia, la War, au cel puțin Town Hall 9. Adică, la ce v-ați aștepta? Ce șanse mai avea noi, care avem foarte puțin Town Hall 9 plus, ești nebun? L-avem pe Denis, am contul meu mic, mai am un cont aici. Ah, by the way, pe contul ăsta World Junior am făcut Town Hall 9. Doar așa ca idee, că nu aveam. Mai sunt băieți ăștia pe care îi puteți vedea aici. Da. Pentru că dacă ar fi să dau change members, n-aș avea pe cine să mai pun decât conturi mici. Înțelegeți? Așa că i-am lăsat pe cei mai buni ca să ne doboare un pic mai greu, știi? Cu toate că e cam degeaba chestia asta, știi? Dar, bă, ar avea o șansă să dea, să nu dea 100%, știi? Și contează. Orice stea la Clan War League contează. De aceea rog toate persoanele care sunt în clan, când atacă, să atace pe cineva care poate să dea, pe care poate să dea 3 stele. Deci este extrem de important. Fiecare stea contează, țineți minte, la Clan War League. E cel mai important. E mult mai important decât orul normal. Așa că... Ah, by the way, am scris-o aici mai sus. Uitați, aici am scris-o mai sus pentru cei din clan, dar majoritatea nu cred că au văzut. De aceea sper să vizionați acest videoclip. Sper să ajungeți până aici la videoclip și să vedeți faptul că v-am spus să vă uitați mai sus. Dar, ok, hai să luăm și noi tufișurile astea. Pe lângă asta, vreau să vă mai arăt și ultimele două war-uri date. Sau trei war-uri, parcă. Da, cred că... Nici nu știu cât timp a trecut de când am mai făcut eu videoclipul cu Clash of Clans, sincer. Videoclipul anterior. După cum puteți vedea, în ultimele... 9 zile, pui mei, am băgat 2 win-uri și un lose. Foarte aproape de win și la war-ul ăsta, doar că ne-au rupt băieții. Dar, na, în viață nu poți câștiga mereu, știți vorba aceea. Oricum, ce mai avem pe aici cu punctele? Ia uite, nu mai avem mult, facem și level 4, ceea ce e foarte bine. Și, pui mei, altceva nu mai am ce să vă arăt. Din acest Clan War League, noi o să obținem niște medalii în funcție de locul pe care îl obținem. După cum puteți vedea aici, e pe locuri. Și, oh my god, nu mai avem mult și scădem. O să fim locul 7, respectiv 8, ceea ce e foarte rău pentru noi, pentru că o să primim și puține medalii. O să vă arăt și ce medalii imediat. Și pe lângă asta, o să ne scadă liga la clan.
Liga este, stați așa, unde e mă Liga? Silver 1, după cum puteți să vedeți aici. Clan War League Silver 1. O să scadă la Silver 2. Și noi n-am vrea chestia asta, știi? Da, și încolo e spre Gold 3, da, mă rog, nu contează. În fine. Pot să schimb membrii, pot să scot pe alții oricând și să, gen, să scot pe unii și să îi pun pe alții, pot oricând să fac chestia asta. Doar că, na, nu are rost, v-am zis. Pentru că sunt, cei care nu sunt în Clan War League sunt foarte slabi și o să fie făcuți mai ușor. Așa că, cred, ca să înțelegeți, uitați cât de bună e baza lui ăsta. Spre deosebire de contul pe care îl joc acum. Pentru că, da, eu n-aș avea nicio șansă să atac cu contul meu de Town Hall 5, dude. Cu contul meu de Town Hall 5, uitați unde este aici, nebun. Sunt 4 nivele deasupra mea, ăla, ultimul de la ei. E cu 4 nivele peste mine, ești nebun? Eu ce șanse să am? În fine, pe lângă asta, am upgradat aproape tot ce era în laborator. Am deblocat wizard-ul și o să-i dăm chiar acum noi upgrade. Oh, bă, s-a blocat nițel acolo, what? Ok, sper să nu se mai repete, sper. Așa, după ce o să distrugă ăștia acele... Ok, o să dau upgrade la gardul ăsta, asta voiam să zic. Pentru că am prea mult gold. Așa. 150.000. Ok, hai să luăm și ăsta. Avem și un treasure aici. Chiar a fost bun treasure-ul ăla. Holy. Oh, stai că nu vreau să mă gardu, mă. Așa. Pe lângă asta, pot să zic că ne descurcăm ok cu war-urile cu astea. Doar că gândiți-vă, la Clan War League ai un singur atac. E greu pentru noi toți. E greu. Dar, na, dacă nu avem persoane în clan, nu avem persoane în clan. Ce să facem? Clanul nostru este în dezvoltare acum. Sau, mai bine zis, persoanele din clan. Pentru că, na, puteți vedea că sunt slăbuți oamenii. Dar, acum n-ai pe cine să dai vina. Asta e. N-ai pe cine să dai vina, bro. Hai să vedem și la builder ce am pe aici. 10 gemuri. Ok. Nice. Da, nimic ca important. Hai să upgradăm un elixir colector la level 10. Și aș vrea să mai upgradez și baraca asta. Bă, sincer, aș vrea să încep să folosesc wizard-ul de acum. Pentru că tot l-am deblocat, ok? Haideți să dăm atacuri ca să scăpăm de... Wow, ce de loot! Mama mea, ce de loot, bro! Ok, hai să vedem, băieți și fete. Mamă, dar e un Wizard Tower aici. Abia acum l-am văzut. Abia acum am văzut Wizard Tower-ul. Da, oameni buni, ce să zic, nu uitați de un like. Am uitat să zic și chestia asta, dar toate că nu e musai să o zic. Dacă vreți să dați like la videoclipul de astăzi, m-ar bucura foarte tare. Și dacă dați like, înseamnă că vă place această serie și vreți să o continuăm și ar însemna foarte mult pentru mine. Și v-aș putea oferi în continuare pe această serie niște ghiduri, pot să zic eu, destul de bune, importante pentru fiecare jucător de Clash of Clans. Deci puteți oricând să dați aici un like, un comentariu și o abonare dacă sunteți noi și n-ați făcut-o până acum. Pe lângă asta, aveți în descriere Instagram, server de Discord, grup de Facebook, TikTok, dacă doriți să mă contactați sau să vă alăturați comunității noastre. Și văd că acum giganții au distrus toate defensivele și am început să dea în Town Hall. Deci, e GG, e 100%, cum se mai zice. Și așa cum vă spuneam pe această serie, vă voi da o grămadă de ghiduri și de sugestii
Vă învăț să fiți jucători adevărați de Clash of Clans, pe scurt. Deci, dacă vă interesează, puteți să veniți și în clan. Nu vă oblig. Nu vă oblig să veniți, doar dacă vreți. Văd că ăsta are cadouri. Are cadouri pe aici. În caz că nu știți care e faza cu aceste cadouri, de Crăciun se bagă o poțiune. Ok. În fiecare Crăciun, în caz că nu știți chestia asta, bine, nu știu dacă în fiecare Crăciun, că nu prea mai ținu cont de asta în ultimii ani, se bagă o poțiune Santa... nu știu cum îi zice, e ceva cu Santa, ok? Și când pui acea poțiune, trece un moș Crăciun și cu niște reini și aruncă niște bombe cu cadouri, știi? Și explodează, dau o grămadă de damage. Și îți rămân cadourile pe acolo, știi? În locul pe unde au explodat. Ceea ce e chiar faină chestia asta. Chiar mi a plăcut când a băgat un joc și am văzut-o pentru prima oară. Bă, sincer, acum cred că o să mă bag să atac și eu. Pentru că n-aș vrea să scadă clanul nostru la locul 7 sau 8. Bă, dacă am fi măcar 6, dacă am fi 5, deși nu prea cred. Pentru că, vă dați seama, dacă sunt baze puternice, nu prea avem pe cine să atacăm și, na, puține stele, înțelegeți? Deci, trebuie să facem tot posibilul să nu ajungem la locul 7 sau 8. Și recomand ca fiecare din clan să încerce să atace. Nu contează, că scoate o stea. Bă, e perfect că scoate o stea. E perfect. Deci încercați numai să atacați, ok? Asta e singura mea recomandare. Atacați, chiar dacă sunteți slabi, încercați să scoateți o stea. Prin orice mijloc posibil, ok? Ia, stați puțin că am văzut eu o chestie. Nu uitați să atacați la Clan War League pentru a nu lua demot la rankul clanului și pentru a primi punctele de la Clan War League și încercați să luați 3 stele slash attack. Da, exact, culfele. Și foarte important să atacați cu trupe în Clan Castle pentru că contează enorm trupele alea, ok? Să țineți asta de la mine minte. Bă, e extrem de important să atacați cu trupe în Clan Castle. Pentru că trupele acelea pot face diferența dintre 2 stele și 3 stele. Băi și fete, m-am decis să atac pe 10. Așa că hai să dăm drumul la treabă. Am băgat atac și Village Under Attack. Hai să ne uităm. Hai să vedeți și voi cum atac eu de pe contul acesta la War. Da, hai că și cam ăsta a fost atacul. 100%, easy peasy lemon squeezy, cum se mai zice. Ca să înțelegeți, n-am mers la risc. L-am atacat pe unul de care eram eu sigur că o să dau 3 stele. Și am reușit. Pentru că, da. Acum că am băgat atacul și pe acest cont, mai am de pe un cont să atac. Și anume Werewolf Junior. Așa că o să trec și pe acel cont și o să-mi donez trupe puternice ca să fiu sigur că îi dau 3 stele și revenim. După secole, fraților, în sfârșit putem să atacăm pentru că aveam eu în Army Camp trupe cât pentru 2 atacuri pregătite și conțineau Valkyrie. Și vă dați seama, nu puteam să atac cu Valkyrie la War. Adică mai ales bazele astea. Adică eu am strategie de Town Hall, ca să înțelegeți. Și atac pe cineva cu Town Hall 9. Nu e ușor. Pe lângă asta mi-am donat P.E.K.K.A. Mi-am donat și un Freeze. P.E.K.K.A. de la puternic, de level mai mare. Mai concret, level 6.
Și o să atacăm, nu știu pe cine aș vrea. Aș vrea să încerc cât mai sus ca să-i las și pe alții, știi, să atace. Adică așa mi s-ar părea corect. Păi asta nu cred că îl pot să-l fac. Așa că o să dau mai în spate și o să-l atac pe Gabo, adică numărul 14 de la ei. Haideți să-i dăm și noi drumul la treabă și tot așa o să vă arăt. O să vă arăt cum atac eu. Poate cine știe, dacă voi aveți deja, dacă voi aveți deja bazele astea, gen Town Hall-ul pe care îl am eu pe diferite conturi și nu știți cu ce să mai atacați și v-ar interesa o strategie, ei bine puteți să luați de la mine, pentru că nu e o problemă. Ăsta văd că n-are trupe în clan chestel, deci o să stau, uite, pe spate, uite așa o să stau când atac. Hai să... Bă, stați că eu acum am văzut. Am un golem. Stați așa că dau gemuri să mi-ți facă trupele alea. Ești nebun. Hai că acum e mai bine că, gen, ca să înțelegeți, eu aveam un singur golem în army camp. Eu atacam cu un golem, ești nebun. Bine că am văzut pe ultima 100 de metri. Hai să dăm drumul. Stați să mă asigur că am tot. Am tot. Hai să dăm drumul. Să fie cu 3 stele, să nu cumva să dăm fail, Doamne ajută. Din păcate, băi și fete, a fost un pic cam failuț. Aș fi dorit 3 stele. Doar că... n-a fost să fie. Ceea ce înseamnă că trebuie să mai cam... să ne upgradăm laboratorul ăla. Și să upgradăm trupele. Să mărim levelul trupelor ca să putem să facem unul de Town Hall 9 lejer, știi? Hai să vedem pe ce loc suntem acum. Tot 16 suntem, bă, ești nebun la cap. Bă, dar e greu, bă. E greu orul ăsta, ești nebun. Clan War League-ul ăsta. Greu. Dar, ce să facem? Aia e. Hai să băgăm și noi niște atacuri pe contul acesta. După care, cred că o să închidem episodul. Pentru că altceva nu știu ce aș mai putea să fac pe jocul acesta, cel puțin. Aș putea să mai dau niște upgrade-uri, dar dacă nu cumva am dat deja, dacă nu cumva pot să mai dau gemuri să upgradez altceva, I don't know. Rămâne de văzut. Aș vrea să caut unul cu mult loot. Că am văzut că poți să lootezi, bă, deci la town hall-urile astea mici, poți să lootezi atât de bine, adică îți face rost de atâta elixir și gold. Vai, mamă, mi se face rău. Are și 35 de trofee aici, nebun. I like it. I like it, bro. Nu știu ce să spun. Nu știu ce să zic, băieți și fete, în legătură cu băjatul ăsta. Nu știu dacă aș putea să-l fac. Eu aș spera să da, vă dați seama, doar că... e o problemă cu acest Wizard Tower. Și aș vrea musai să scap de el. Musai. Hai că scăpăm de el. Nu-i problemă de război. Hai că pun... acum dacă tot am pus giganți până două părți. Acum o să atacăm așa. Deși nu știu dacă o să facem ceva. Nu, mișcați-vă! Nu, arcerilor! Ai de capul meu, e cam failuț, băieți și fete. E cam failuț. Mamă, mi-au murit toți arcerii mi-au murit, bro. Ca să înțelegeți, mie mi-a fost teamă să pun toți giganți într-un loc, pentru că o să dea Wizard Tower-ul niște, corect? Doar că... mamă, dar mai are un Wizard Tower. Bă, ăsta-i Town Hall 6, nu e 5. Mamă, deci atât de rush omul. Vai de capul meu. Oare o să-i fac ostea?
Da, îi fac astea. Hai că nu e failuți, băieți. Hai că e bine, mă. Băieți și fete. Hai că e bine, mă. E bine-s. Dacă mă întrebați pe mine. Hai, mă, distrugeți o clădire. O clădire doar. Aia e, a fost cam fail. Ce să faci? Nu știu dacă mai are rost să aștept. Uite, acum că s-a făcut ăstea, nu mai are rost. Am luat doar 31.000 de elixir. Mă, ce e asta, bro? E sărăchie, e... Oricum, hai să edităm ăsta. Uite, o să fac eu un felul următor. Cred că e ok așa. Cred, nu știu. Sper. Eu cel puțin așa consider. Mi se pare ok strategia. Dar mai pot să upgradez un armichem ceva? No. Ok, armichem pune la level max. Și holy, câte mai am de upgradat până facem Town Hall 6. Da. Și aici avem o grămadă. Oricum, cred că aici o să punem și noi capăt episodului. Aici o să oprim și noi episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, să faceți noi cât mai multe like-uri, share, follow pe Instagram, server de Discord, grup de Facebook, TikTok, aveți tot în descriere și ne auzim data viitoare. Pa, pa!